regăsit, dragii mei! Numele meu este Helga și, după cum v-am promis, vă aduc multe povești în dar. Astăzi o avem invitată pe prietena mea, actrița Georgiana Marin, care ne va spune povestea globulețelor. Abia aștept să văd ce a ieșit. A fost odată un meșter sticlar care lucra în atelierul lui pentru a-și putea hrăni cei doi copii, o fată și un băiat. Mama lor se prăpădise de mult și el se străduia să-i crească așa cum și-ar fi dorit ea. Copiii erau cuminți, ajutau cu ce puteau. Fata avea grijă de casă, iar băiatul se străduia să învețe meșteșugul tatălui. Într-o zi, băiatul a vrut să-i facă o surpriză tatălui și a făcut un vas de sticlă singur. Dar oricât s-a străduit, n-a putut să dea forma dorită vasului și a rămas un simplu glob de sticlă. Ca să nu-și supere tatăl, i-a pus o mică agățătoare de sârmă și l-a dăruit surioarei să se joace cu el. Fata moștenise de la mama sa talentul de a picta, așa că în serile lungi de Crăciun, în serile lungi de iarnă, în fața focului, a pictat balonul de sticlă. Când l-a terminat, i-a pus o funtiță roz de agățătoare și a alergat să-i-l arate tatălui ei. În acea clipă, la ușă s-a oprit un alai mare și strălucitor. Chiar împăratul și împărăteasa țării veniseră să vadă sticlăria meșterului de a cărui frumusețe se pusese veste. Fetița, speriată, s-a ascuns în spatele bradului care străjuia intrarea. De teamă să nu spargă micul balon pictat, l-a strecurat între ramurile bradului. Împărăteasa, când a vrut să intre, a aruncat o privire brăduțului și a exclamat: "Vai! Ce-i minunăția asta?" A întins mâna să ia balonul pe sticlă, dar fetița îl ținea strâns. Apoi sfioasa a ieșit în fața împărătesei. "Este jucăria mea pe care a făcut-o fratele meu și eu am pictat-o." O clipă s-a gândit, apoi i-a întins jucăria împărătesei. "Dacă vă place așa de mult, vă dăruiesc. Mama mea spunea, dacă faci o bucurie cuiva, îngerii zâmbesc." Împărăteasa s-a plecat să sărute creștetul copilului. "Îți mulțumesc, fată frumoasă. Mama ta avea dreptate. Când am văzut-o în brăduț, m-am gândit ce frumos aș putea orna cu ea marele brad de la palat. Așa că vă rog să faceți cât mai multe până în ajun și am să vă răsplătesc pe măsură." Când invitații la marele bal au văzut cât de frumos era împodobit bradul de Crăciun, s-au grăbit să meargă la meșterul sticlar și să comande pentru la anul și anii următori. De atunci, meșterul sticlar și copiii lui n-au mai dus grija zilei de mâine, iar urmașii lor fac și astăzi globulețe care aduc culoare și strălucire brazilor de Crăciun. A fost o poveste minunată! Mă bucur că ați fost alături de mine și vă invit să descoperim împreună și celelalte povești pe care le aduc în dar prietenii mei.